ExxonMobil dă în judecată Uniunea Europeană. Gigantul energetic american încearcă să forțeze blocul comunitar să elimine noua taxă pe profit pentru firmele petroliere. We will propose that there is a solidarity contribution for fossil fuel companies because all energy sources must help to overcome this crisis. În luna septembrie, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat planul conform căruia marile companii de petrol, gaze și cărbune să plătească o contribuție de criză pentru profiturile lor crescute din 2022. A fost anunțată o taxă de 33% pe profiturile din acest an, care au fost cu peste 20% mai mari decât media celor 3 ani anteriori. Dar Exxon susține că taxa descurajează investițiile și subminează încrederea investitorilor într-o contestație depusă la Tribunalul UE cu sediul la Luxemburg. La începutul acestei luni, în cadrul unei întâlniri cu investitorii, directorul financiar al ExxonMobil a estimat că taxa UE va costa grupul peste 2 miliarde de dolari. Comisia Europeană a declarat că ia notă de cererea legată a Exxon și a precizat că acum va fi totul la latitudinea tribunalului. Uniunea Europeană încearcă în mare măsură să se debaraseze de energia rusească, dar acum trebuie să se lupte pentru a găsi surse alternative mai scumpe. Miniștrii UE estimează că pot strânge 140 de miliarde de euro din taxele aplicate producătorilor și furnizorilor de energie electrică din alte domenii decât gazele naturale, care obțin profituri mai mari decât de obicei din cauza cererii actuale.